Marius, te rog să continui povestea, da, pentru că suntem foarte curioși. Îți spuneam de mama acestui copil, care vedeam fiecare zi și vedeam pe chipul ei, pe mersul ei, starea ei de depresie. Și ce am făcut? În prima zi, ușor în glumă, i-am spus, știți ce vă rog, nu mai intrați în sală la mine unde lucrez cu copilul, decât dacă vă uitați pe dulap. A rămas un pic mirată de cerința mea ciudată. Și am zis, nu, eu vorbesc serios, vă uitați pe dulap. Și a intrat și stătea așa, obligată fiind de cerința mea, trebuia să-și ridice capul, să privească în sus. A făcut lucrul ăsta fără să înțeleagă de ce. M-o fi luat drept așa și a făcut. A doua zi la fel, a venit, a uitat și eu zic, unde trebuie să vă uitați? Pe dulap. Și s-a uitat pe dulap, iarăși ridicând capul. A treia zi a început să zâmbească. De ce? Pentru că corpul nostru dă creierului semnale. Și în funcție de poziția corpului, creierul știe ce emoții să activeze, ce emoții să genereze. Nu poți să fii trist dacă tu stai într-o poziție în care transmite creierului, transmite minții, că e o poziție în care tu ai emoții pozitive. Nu este și cazul în care sunt oameni care în aparență sunt veseli, mereu cu zâmbetul pe buze, dar ei de fapt au niște depresii profunde. Da, uite-te la corpul lor, o să vezi că corpul de fapt îți spune că nu sunt cu adevărat veseli. De exemplu, o să vezi musculatura feței căzută, o să vezi, de exemplu, colțurile gurii lăsate în jos. Chiar dacă în momentul respectiv se opresc din râs, colțurile cad automat. Cum îți dai seama de fapt de dacă un om are sau nu are depresie? În momentul în care un om are energie psihomentală, energie psihomentală, tinde să lupte împotriva gravitației, adică umerii tinde să îi țină ridicați, corpul să-l țină drept, capul să-l țină ridicat, colțurile gurii să fie în sus. În momentul în care nu mai are energie, toate aceste lucruri au tendința să cadă spre pământ. Adică umerii să fie căzuți, trunchiul să fie lăsat, capul să fie lăsat, colțurile gurii să fie lăsate. Cred că dacă s-ar putea și urechile să fie lăsate, ar fi și urechile lăsate. Ideea este că în acele situații noi nu mai avem energie să susținem lupta cu gravitația. E o metaforă, dar se înțelege foarte bine ce vreau să spun. Hei, în momentul în care învăț un om și măcar din voință își schimbă poziția corpului, transmite minții alte emoții, și persoana respectivă începe să se simtă mai bine, pentru că se generează alți hormoni, apar alte stări emoționale. Atenție, problema nu se rezolvă. Copilul tot cu autism era și tot hiperkinetic, însă părinții aveau niște resurse să facă față mai bine situației. Deveniseră mai calmi, mai relaxați, se puteau odihni un pic în micile pauze pe care le aveau. Însă exact acest lucru i-a ajutat să facă față situației. Asta e o situație cât se poate specifică, exact, și nefericită, da, dar vreau să te întreb ceva care ar putea avea aplicabilitate în viața unui, sigur, spectru cât mai mare de persoane. Zicem că, să zicem, da, practic majoritatea dintre noi, ajuns la oarecare vârsta maturității, avem o familie, copii de gestionat, soți, soții și așa mai departe. În acest program hectic al zilei, cum ar trebui să începem, măcar startul zilei? Ne punem ceasul să sune mai devreme, facem puțin sport. Dă-ne tips and tricks, okay, ca să putem să mergem ulterior la un job unde avem sau nu un șef stresant, cum gestionăm apoi relația cu el. Da, sunt deja suficiente întrebări. Hai să vedem cum începem ziua. Avem măcar două zile la dispoziție să filmăm. Să facem niște emisiuni în serie. Am înțeles. Ok. Ziua, de fapt, începe de cu seara. Okay. În momentul în care seara te pui în pat, ultimul lucru înainte de culcare, ar trebui să îți programezi mental cum vrei tu să te trezești. Foarte mulți oameni ce fac? Își programează seara cu ultimul gând o dimineață și o zi următoare nașpa. Îmi place să folosesc cuvinte ca și cum vorbesc cu un prieten. Se gândesc, iar o să fie o zi grea mâine. Trebuie să mă duc la servici. Iar o să mă întâlnesc cu idiotul ăla. Știi? Și cu acest gând se culcă. Culcându-se cu acest gând, organismul știe că asta urmează în ziua următoare. Cumva anticipând această situație, dimineața ei se trezesc fără energie.
În momentul în care seara, atunci când te pui la culcare, ultimul tău gând este, ok, mă văd deja trezit dimineața, plin de energie, plin de entuziasm, plin de bucurie, pentru că mâine va fi o zi extraordinară, organismul va reacționa la acest gând. Te vei odihni mai bine, te vei trezi. Eu ce am observat din ce mi-au spus cursanții mei care au aplicat metoda asta, mi-au zis, zice, din momentul în care am început să aplic constant metoda asta, mă trezeam cu câteva minute înainte să sune ceasul și mă trezeam odihnit. Nu mai aveam nevoie de alarmă. Paranteză, cât trebuie să dormim? Știu că nu ține neapărat de NLP, dar sunt atâtea teorii, sunt oameni ca și Eliade, care dormeau 5 ore pe noapte și erau total super funcționali, oameni care dorm 7 și se trezesc obosiți. Cum facem să găsim dozajul potrivit între diurn și nocturn? Ai ales persoana greșită pe care să întrebi. Eu mă culc seara în jur de 11-12 și dorm dimineața până când mă trezesc sau până când mă trezește fiica mea. Dar nu sunt o persoană matinală, nu sunt o persoană care se trezește de dimineață la 5, la 6, să încep munca, să încep să lucrez sau să încep ziua din momentul respectiv. Nu zic că nu mi-ar place să fiu, însă mi se potrivește stilul ăsta. Și am încercat să-mi construiesc inclusiv cariera, profesia, să se adapteze stilului meu de viață. Și nu regret nicio clipă lucrul ăsta. Adică mi se pare că așa ar trebui să trăiască toată lumea. Adică să-și construiască acel mediu de lucru care să se potrivească pe stilul personal. Să vedem când mai crește Adelin, când o să trebuiască să o duci la școală. La școală. Da, deja mă gândesc și zic, oare există școli care o să înceapă mai târziu? Până acum n-am găsit. Bun, ne trezim dimineață, da. Luăm un mic dejun, contează foarte mult ce mâncăm. Care este combustibilul cu care ne alimentăm corpul? Nu este o regulă în NLP lucrul ăsta. Anthony Robbins are niște capitole în cărțile lui în care vorbește despre energia provenită din alimentație. Eu când am citit prima dată cartea lui Anthony Robbins, eram deja ovo-lacto-vegetarian de vreo 5 ani. Pentru mine, sunt deja de 25 de ani, nu mai mănânc carne. Însă, am o mulțime de prieteni care fac NLP, cursanți care fac NLP, care mănâncă carne, mănâncă ce mănâncă toată lumea. Nu am observat mari diferențe din punctul ăsta de vedere. Anthony Robbins zice o chestie foarte interesantă. Spune că carnea consumată, ca să o digerăm, noi folosim o cantitate foarte mare din energia pe care ne-ar da o carnea. Adică randamentul energetic este foarte redus. Dacă ar fi să fac o analogie, să zicem că, nu știu, mănânc 100 de grame de carne și obțin o cantitate extrem de mică de energie din acea 100 de grame de carne, dar de ce? Nu pentru că n-ar avea energie, ci pentru că, fiind o materie mai greoaie, ca să fie digerată de organism, folosește exact acea energie produsă. Știi? E un calcul prost. E un calcul nerentabil pentru organism. Nu sunt o persoană care mănâncă foarte sănătos. Sunt mulți oameni care nu fac NLP și mănâncă mult mai sănătos decât mine, extrem de sănătos. Știi de ce te-am întrebat? Da. Pentru că majoritatea bolilor din ziua de azi se fac sau sunt puse pe baza stresului. Da. Da? Practic, stresul ce înseamnă? Să nu poți să gestionezi viața în așa fel încât să n-ai niște reacții anapoda raportate la ce se întâmplă. Hai să punem punctul pe ei. Stresul înseamnă să-ți fie frică că tu nu te vei descurca mâine. Ok? Nu prea îmi place să mă ascund în spatele degetului, știi? Deci stresul asta înseamnă, mie mi-e teamă de ziua de mâine, mi-e teamă că ce o să se întâmple mâine, eu nu o să fac față. Și atunci asta mă stresează. Mă stresează faptul că șeful meu ar putea să-mi zică ceva și oare cum o să mă simt. Mă stresează că, da, am rate la bancă și dacă nu o să reușesc, dacă o să mă dea afară, dacă o să se închidă firma și nu o să mai am unde să lucrez. Toate acestea, da, produc stres enorm. Însă, în aceeași măsură, datorită acelor condiționări de care noi vorbeam, acest stres vine pe baza unor situații ipotetice. La un moment dat lucram cu un domn care avea teamă de a nu cădea cu avionul. Zice, eu nu pot să merg cu avionul pentru că mi-e frică să nu cadă avionul. Dar omul acela nu căzuse niciodată cu avionul și totuși avea teama aceasta. Adică foarte multe din temerile noastre vin datorită gândurilor noastre orientate către viitor.
stresul respectiv nu este real, pentru că se bazează pe ceva ce s-ar putea întâmpla, însă îl avem. Suntem programați să gândim așa, să ne gândim cu teamă la viitor. Și cum facem resoftare? În primul rând, dacă tu te-ai antrena, dacă fiecare om s-ar antrena ca în sutele alea de gânduri negative despre viitor să strecurăm unul pozitiv, încet, încet, a doua zi am strecurat al doilea, al treia zi al treilea și tot așa. La un moment dat, gândurile pe care, hai să zic, le hrănim mai mult, ele încep să prindă putere, să aibă controlul. Însă am fost programați, datorită culturii noastre creștin-ortodoxe, am fost programați să ne centrăm atenția spre suferință, spre lucrurile grele. Gândește-te că noi suntem într-o cultură, noi trăim într-o cultură în care am învățat că suferința te ajută, suferința te mântuiește. Și atunci, din această suferință, noi ne-am construit o recompensă. Un om care nu suferă, nu e demn să-mi atragă atenția. Suferința atrage atenția, suferința este recompensată, este validată. Și noi ce facem? Căutăm mijloace prin care să suferim. Și care e cel mai la îndemână mijloc prin care să suferim? Gândurile noastre. Ne construim un fel de obicei mental prin care ne inducem suferința de mâine. Mi se pare foarte interesant ce zici. Această suferință de mâine de care vorbeai și pe care înțeleg că prin NLP putem să o... Cred că sunt multe alte metode. NLP e una dintre ele. Putem să fructificăm altfel roadele ei, pentru că nu prea înțeleg beneficiul pe care l-aș putea avea. Beneficiul de la ce? Din suferință? De la suferință, da. Eu nu am zis că ar fi niciun beneficiu. Adică, nu da, este. Bun, adică mă gândesc că o să fiu mântuită ulterior în viața de apoi sau... Nu știu. N-aș vrea să intrăm într-un alt domeniu înțeleg. Decât cel în care am experiență. Bun, deci trebuie să fim pozitivi. Da, din punctul meu de vedere, da, doar pentru... că mai există ceva ce aș vrea să clarific. Nu e vorba de acel pozitivism forțat. Pentru că am observat foarte mulți oameni care spun trebuie să ai gândire pozitivă. În timp ce le tremură genunchii de frică în nu știu ce situație, spun o să fie bine. Știi? Asta nu este gândire pozitivă. Gândirea pozitivă înseamnă să încep de la tine, să încep să vezi, de exemplu, începi așa, începi dimineața uitându-te în oglindă și alegând măcar 3 lucruri care îți plac la tine. Deci începi să construiești un fundament, o fundație pentru gândirea pozitivă. Nu poți să ai gândire pozitivă de astăzi, dar pentru că tu ai fost la un curs, la o conferință sau ai citit o carte, după ce ani de zile tu te-ai antrenat să ai gândire negativă despre tine sau despre viața în general. Lucrurile nu se schimbă pentru că noi funcționăm pe baza acestor obiceiuri mentale. Și nu se schimbă un obicei de la o zi la alta, trebuie încet, încet să schimbi. De exemplu, îmi vin foarte mulți oameni, spuneam și aseară la conferință, îmi vin mulți oameni și îmi spun, Marius, eu nu știu să fiu fericit, nu mai știu să fiu fericit, n-am mai fost de mult timp fericit și nu mai știu. Și există această falsă idee în cultura noastră și cred că nu numai la noi, că trebuie să se întâmple ceva în viața mea ca să fiu fericit. Trebuie să vină un prieten pe care nu l-am văzut de mult, trebuie să câștig la loto, trebuie să mărească șeful salariu. Ceva trebuie să se întâmple, altfel nu se justifică fericirea. Acest tip de gândire este extrem de dăunător, pentru că nu ne cere nimeni, acei oameni care gândesc așa, nu cer să li se justifice și nefericirea. Nefericit ai voie să fii fără niciun motiv. Fericit însă n-ai voie să fii decât dacă ai motive. Așa că acești oameni vin la mine și știu totdeauna că sunt în această categorie de gândire. Vin la mine și îmi spun, Marius, eu nu mai știu să fiu fericit, ajută-mă. Și le pun o întrebare, le zic, ok, spune-mi și mie 5-10 lucruri care pe tine te fac fericit. Și uneori reușesc să pună pe listă 3, alteori 4, alteori 10 lucruri care știu ei că îi fac să fie fericiți. Și întreb, și vin cu întrebarea care vine ca un ciocan. Le zic, ok, și din aceste lucruri care pe tine te fac fericit, câte dintre ele le faci frecvent? Și se uită la mine și zic, niciunul. Și rămân totdeauna uimit, adică eu știu ce mă face fericit, dar nu cumva să fac acele lucruri, însă în același timp cer să fiu fericit. Cred că e cel mai
banal lucru să gândesc în felul, măi, dacă vreau să fiu fericit, nu cumva ar trebui să fac acele lucruri care mă fac să fiu fericit? Și oamenii nu se duc până acolo. Ei așteaptă să le dea universul fericire, să li se întâmple ceva să fie fericiți, însă nu ar face zilnic măcar un lucru care le generează fericirea pe care eu o caută. Vreau să mă lămurești în legătură cu un principiu, sau așa zis principiu, repet, sunt în necunoștință de cauză, în RNLP-ului, dar harta nu este teritoriul. A, doar cel mai dificil lucru, e ok. Ce înseamnă lucrul acesta? The map is not a territory. Mm-hmm. Harta nu e teritoriu, e nucleul NLP-ului. Este cel mai profund principiu al NLP-ului. Și, de fapt, în traducere zice cam așa. Zice că ceea ce eu trăiesc într-o anumită situație, nu știu, se întâmplă ceva în viața mea. Reacția mea emoțională, modul în care eu interpretez acel eveniment, nu ține de realitatea evenimentului, ci ține strict de modul meu de gândire, strict de educația mea. Pentru că doi oameni diferiți care trăiesc același eveniment pot să-l interpreteze diferit. Știu, gândește-te, hai să luăm un exemplu simplu. Gândește-te la doi oameni care gustă o ciorbă din aceeași farfurie. Unul zice, a, nu pot să mănânc, că e prea sărată. Celălalt zice, nu, nu-i deloc sărată. Care dintre ei are dreptate? Cum este ciorba? Este sărată sau nu e sărată? În realitate, ciorba nu e nici cum. Nu e nici sărată, nici nesărată, ci în funcție de persoană are un anumit gust sau altul. Asta înseamnă că evenimentele în sine, ele nu au capacitatea de a ne genera emoții, ci doar trecutul nostru ne face să evaluăm evenimentul, să avem o anumită reacție față de evenimentul respectiv. Deci evenimentele în sine, ele nu poartă emoție pentru noi. Ele sunt neutre. Absolut toate evenimentele din viața noastră sunt neutre. Harta nu e teritoriu zice că noi, ca oameni, noi ne construim viața, ne conducem viața după o hartă despre realitate. Ce e o hartă? Este o reprezentare a unei realități. Nu? Harta Iașului. Eu, nefiind din Iași, nu am în minte harta Iașului, eu nu mă pot orienta în oraș. Mă duc prietenii cu mașina dintr-un loc într-altul, însă nu mă pot orienta efectiv să înțeleg unde e o anumită zonă sau alta. Însă, în momentul în care aș avea în minte harta Iașului, eu n-aș avea în minte Iașul, ci tot harta aș avea în minte. Însă pe harta aceea s-ar putea ca unele străzi să fie închise, să fie blocate sau să fie deviate. Iar eu dacă am în minte harta, eu s-ar putea să mă folosesc de harta din mintea mea și să dau în gropi, adică să nu ajung unde trebuie. Noi ne orientăm strict după o hartă mentală pe care o avem despre un eveniment. De exemplu, iau un exemplu destul de recent pe care l-am auzit la cineva, chiar anul trecut. A venit o doamnă și mi-a spus, zilele trecute m-a anunțat proprietarul companiei că vrea să închidă firma și ne dă pe toți afară. Mi-a distrus viața. Zice, nu mai știu ce să fac, sunt complet distrus. Evenimentul care era? Închiderea companiei. I-a dat pe toți afară. După o perioadă de câteva luni, aceeași femeie vine la mine și îmi zice, Marius, ți-am amintești ce ți-am povestit de întâmplarea aia? Și zic, da, mi-amintesc că suferiai atunci. Zice, a fost cel mai bun lucru din viața mea. Zic, cum? Cum așa? Cum adică a fost cel mai bun lucru din viața ta? Zice, da, pentru că mi-am luat în final inima în dinți și mi-am deschis eu o firmă care face exact lucrul ăla. Zice, era exact ceea ce îmi doream dintotdeauna să fac, dar n-am avut curajul. Acum am fost împins de la spate. Care e realitatea? Faptul că s-a închis firma a fost bine sau rău pentru acea femeie? A fost exact așa cum a perceput ea în acel moment. N-a fost nici bine, nici rău. Și să mai dau un alt exemplu, ce mi s-a întâmplat mie personal. Eram cu o grupă de cursanți, cred că le-am dat și la conferință sau la workshop de curând. Țineam un curs și în sală, noi vorbeam, eram cu toți cursanții acolo, și la un moment dat, într-o sală lângă noi, se aude o pocnitură puternică. Jumătate din cursanții mei în acel moment s-au speriat, iar cealaltă jumătate s-au bucurat. E, bucuroși, nevoie mare.
Eu mă uit și văd două reacții complet opuse la același stimul. Și zic, măi, oamenii ăștia nu aud bine, ce se întâmplă? Și am întrebat, tu de ce te-ai speriat? Zice, n-ai auzit? S-a spart un geam. L-am întrebat pe celălalt, tu de ce te-ai bucurat? N-ai auzit? Au desfăcut o sticlă de șampanie. Și zic, măi, era același stimul. Fiind același stimul, cum de a obținut, cum de a avut reacții diferite? Asta înseamnă că nu realitatea stimulului a cauzat reacția emoțională, ci ce a cauzat? Modul în care ei au interpretat stimulul. Fiecare dintre ei avea un anumit trecut. Acel trecut l-a condus să interpreteze situația într-un anumit mod. Interpretând situația în modul respectiv, situația, adică stimulul sonor, a avut o anumită reacție emoțională. Dar nu stimulul, nu situația le-a generat emoția, ci interpretarea acelui stimul. Harta nu e teritoriu, exact asta înseamnă. Spune că realitatea e diferită de acea hartă după care noi ne organizăm viața. Marius, mai avem câteva minute din emisiune, okay, și nu aș vrea să finalizăm aici până nu ne spui câteva dintre principiile de bază. Deci avem harta nu este teritoriul. Mm-hmm. Da. Un alt principiu din NLP spune că oamenii reacționează în funcție de hărțile lor mentale, nu în funcție de realitate. La ce mă ajută asta? În momentul în care eu știu că tu gândești după o proprie hartă mentală, eu gândesc după o proprie hartă mentală și că aceste hărți mentale pot fi diferite de o realitate obiectivă, sunt mult mai înțelegător cu celălalt. Pentru că noi în mod obișnuit ce facem? Ne confruntăm cu un prieten, un coleg, un vecin pe o anumită situație și spunem, băi, nu înțelege, e prost. De ce? Pentru că eu cred că noi toți avem acces la aceeași realitate. NLP-ul zice, nu, nu avem acces la aceeași realitate și fiecare vede realitatea prin prisma trecutului său. Dacă eu am un anumit trecut, eu voi interpreta evenimentul altfel decât tine care ai un alt trecut. Așa că, de fapt, e ca și cum fiecare persoană implicată în același moment, în aceeași situație, are acces la o altă realitate. În momentul în care eu încep să gândesc în acești termeni că oamenii reacționează nu în funcție de realitate, pentru că nu au acces la realitate, ci au acces la o hartă, mi-e mult mai ușor să accept acest lucru. Și comunicarea este mult îmbunătățită. Sunt mult diminuate conflictele. De fapt, aproape că nu mai sunt conflicte între persoane. Chiar mă distrez că de curând am predat exact lucrul ăsta la București și cineva ridică mâna și zice, păi Marius, asta ar însemna că oamenii chiar pot să trăiască în pace dacă ar gândi așa. Pentru că i-ar înțelege pe ceilalți. Nu i-ar mai considera proști și incapabili. Nu, ar înțelege că acel om doar gândește diferit pentru că trecutul lui îl face să gândească diferit. Dar cum îl poți aduce la un numitor comun? Nu-l poți aduce forțându-l, ci singurul lucru care îi aduce pe oameni la același numitor comun este ca eu să fiu cu adevărat interesat să înțeleg modul tău de gândire. Să am respect față de harta ta mentală. Asta este complet opusul manipulării. Manipularea înseamnă să fac tot posibilul ca tu să-mi respecti mie harta mentală. Opusul manipulării ar fi, eu vreau cu adevărat să înțeleg modul tău de gândire. În momentul în care eu îți transmit și te fac să înțelegi că pentru mine e important modul în care tu gândești, tu vei dori să înțelegi modul meu de gândire. Până atunci nu te interesează modul meu de gândire. Până atunci sunt o persoană străină care pur și simplu are alt mod de gândire decât tine. Dar în momentul în care sunt cu adevărat interesat să înțeleg cum gândești tu, la rândul tău vei deveni curios să înțelegi cum gândesc eu. Marius, trebuie să recunosc faptul că ne-ai făcut extrem de curioși referitor la programarea neurolingvistică. Cu certitudine, drumurile noastre se vor mai intersecta și consideră că ești mereu binevenit aici la TLM. Cu drag când ajung în Iași. De fiecare dată. Iar dumneavoastră, doamnelor și domnilor, nu pot decât să vă urez o săptămână frumoasă în continuare și să vă invit și săptămâna viitoare să ne urmăriți aici, la În Culise.